Suntem din nou împreună la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. De data aceasta vom realiza emisiunea într-un cadru neobișnuit, în afara studioului TV Giurgiu. Ne aflăm la Top Kinder Space, After School și grădiniță particulară pe strada Dunării. Am să vă prezint două doamne profesori învățământul primar, care sunt de fapt gazdele noastre, nu Alina Calagiu, nu este prezentă, dânsa este patroana, nu? Este greșesc, patroana, nu greșesc, acestei, da? Instituții. Haideți, vă rog, să vă prezentați pentru început și după aceea să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea desfășurată aici la Top Kinder Space, After School și grădiniță particulară. Bună ziua, bine ați venit la noi, la acest After School, care este relativ nou, dar totuși vechi. Locația este de 2 ani aici. După cum observați, este un spațiu foarte frumos, care oferă copiilor condiții pentru a-și petrece o parte din timpul pe care îl au aici, alături de noi. Care este menirea unui after school? Pentru copiii care au părinții cuprinși la locul de muncă și nu au timp, copiii sunt înscriși la această instituție. After school-ul oferă transportul copiilor după orele pe care le efectuează fiecare copil la școala unde învață. La ora 12-13 copiii sosesc în acest after school, li se oferă o masă foarte bună, pregătită aici în ginta afterului. După aceea avem un program de relaxare pentru copii, pentru că este firesc, după ce petrec cele 4-5 ore la școală, au nevoie de relaxare, au spațiu, vedeți, adecvat pentru acest lucru. Iar de la ora 13-13.30 avem sălile de clasă, unde copiii își pregătesc lecțiile pentru ziua următoare de la școală. Suntem împreună două cadre didactice care facem acest lucru cu copiii. Avem două clase de after school împărțite după vârsta copiilor. Avem copii de la clasa pregătitoare până la clasa a patra. Cam ce activități se desfășoară aici? Am înțeles că sunt și niște cursuri, activități opționale, nu? Da. Programul pentru efectuarea temelor este până la ora 16, timp în care copiii împreună cu noi efectuează temele și aprofundează cunoștințele pe care le-au dobândit la școală. Noi îi ajutăm cât se poate, în funcție de clasă, de nivelul la care a ajuns fiecare, să înțeleagă cum să-și rezolve temele. Apoi, funcție de fiecare, de volumul de lucru, fiecare va avea de lucrat suplimentar și mai sunt și alte activități opționale care sunt incluse în activitate. O lăsăm pe doamna să se refere la activitățile opționale și să vă și prezentați, vă rog. Da, mă numesc Mariana Simion, sunt învățătoare la școala gimnazială Mihai Eminescu. Și suplimentar la Top Kinder Space, unde efectuez temele cu copiii pentru a doua zi. Pe lângă efectuarea temelor, noi mai avem aici și diferite cursuri, curs de informatică, curs de șah, de desen și de canto, de care mă ocup eu. Copiii care doresc să aprofundeze mai mult cunoștințele de muzică și cărora le place să cânte, mi se adresează și lucrăm împreună, pregătim vocea, pregătim cântece, pe care le prezentăm cu diferite ocazii, serbări, concursuri, festivaluri. Chiar de curând am participat la festivalul Steluțe pe Portativ, împreună cu eleva Sara Nicole, de la școala numărul 7, dar merge și la noi la cursuri de desen, de canto și la concursul Steluțe pe Portativ, la festivalul acesta, a prezentat melodia Arlechinu și a avut un succes deosebit. A fost pentru prima dată. Deci, dar se face și în limba engleză, din câte și știu, nu? Și limba engleză, da? Eu am vorbit mai mult despre ceea da. Ce... Da, în fiecare zi o să completez eu. Da. În fiecare zi există două zile pe săptămână au loc aceste cursuri opționale de limba engleză pe care le desfășoară colega noastră,
doamna Dumitru Florentina. Am împărțit copiii pe grupe, grupa mică și grupa mare. Sunt cei de pregătitoare și clasa întâi cu care lucrează într-o zi și în ziua următoare cu ceilalți de clasa a treia și a patra, pentru că ei au făcut deja la școală engleză și le este mai ușor. Deci lucrează pe două niveluri cu acești copii. Le place limba engleză, mai cu seamă că ei o întâlnesc la fiecare pas. Și mai sunt cursuri de șah, nu? Cursuri de șah. Informatică. Da. Și mai sunt și alte opționale în afară de asta? Mai avem educație plastică, pictură, da? Care se desfășoară într-o zi pe săptămână. Participă foarte mulți copii. Și am mai avut un curs de teatru. Cursul de teatru, care momentan, fiind sfârșit de an școlar, da, știți este cum este, în da, pentru că la teatru, cu în echipă trebuie Antoniu, să fie. Parcă, nu? Da, cu domnul, da? Antoniu. Copiii au venit cu plăcere, au pus în scenă și o piesă. Cred că anul următor o să fie așa mai... Noi funcționăm, mă scuzați, da. Așa noi funcționăm de 5 ani la acest staff per school. Bine, nu în aceeași locație, de 2 ani suntem aici, dar întotdeauna am pregătit și sărbători de sărbători. De Halloween, de Crăciun, de 8 martie, cântece, poezii și totul a fost foarte frumos. Copiii participă cu drag la aceste activități. Într-un after school noi trebuie să înlocuim și mamele de acasă, exact. Pentru că după amiaza copiii sunt obosiți, vă dați seama, dimineață sunt la școală, aici noi trebuie să fim și mama, trebuie să fim și doamna învățătoare și prietena lor. Trebuie să înțelegem și trebuie să le facem ca activitățile pe care le desfășurăm cu ei să fie plăcute și relaxante, nu să îi obosească și mai tare. Și atunci încercăm, pe cât posibil, pentru că în acest sistem copiii nu sunt de aceeași clasă, de aceeași vârstă, să facem în așa fel încât activitățile pe care le facem să fie plăcute de toți și să fie utile tuturor copiilor de aici. Suntem o familie aici. Da. Copiii sunt foarte apropiați de noi. Și vin cu plăcere când venim de la școală. Joacă și fotbal, merg și afară, că avem și acolo locul, da, de, da, joacă. Locul de joacă. Da, generos. În timpul liber, da, după lecții. Când sosim la ora 13 aici, copiii sunt tare bucuroși, ne iau de gât. Doamna, a venit doamna. Da. Eu vă mulțumesc pentru informațiile oferite și propun să îi invităm și pe cei mici, nu? Actorii principali, de fapt, ai acestui after school. Da, vom merge în sala de clasă, unde veți vedea unde desfășoară copiii lecțiile și acum, fiind sfârșit de an școlar, o parte dintre copii au luat vacanță și n-au mai venit. Din toamnă vor fi prezenți mai mulți copii. Acum vă invităm în clasă să vedeți, să cunoașteți copiii, să vă cunoască. Ne aflăm într-o sală de clasă la After School Top Kinder Space, împreună cu actorii principali și am să-i prezint pe toți, pe fiecare în parte. Hai să începem cu domnișoara, cum vă numiți? Edic. Și mai cum? Ștefan. Ștefan. Și ce clasă ești tu? 0. Clasa 0. La ce școală? Numărul 1. Și ai emoții? Bun. O să revenim și la tine. Hai să mergem și la domnul. Cum te numești? Numele meu este Andronache Tudor, sunt clasa a 4-a și sunt la școala numărul 4. Bine, mulțumesc. Hai să mergem mai departe. Să începem uite cu domnișoara. Cum vă numiți? Maria. Și mai cum? Mitiloagă. Mitiloagă Maria, da? Și la ce școală ești? Numărul 7. Și ce clasă? 0. 0. Și ce învățătoare e acolo? Nu te mai amintești? Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai să mergem mai departe. Domnișoara, cum vă numiți? Maria. Pe Maria și mai cum? Învelicu. Și mai cum? Amelia Andreea Clara. Bine, aici Andreea Clara. De fapt, sunt două prenume pe care le adaugă Maria de obicei. Ce clasă ești, Maria? Pregătitoarea. La ce școală? 1. Ce învățătoare ai? Ana Constantin. Bine, mulțumesc, Maria. Hai să mergem mai departe. O altă domnișoară, iată, într-o ie superbă. Cum vă numiți? Tea. Tea și mai cum? Ciuprun Tea Maria.
Și ce clasă este ea? A doua. La ce școală? Numărul 7. Pe cine ai învățătoare? Pe doamna Iridenta. Bine, mulțumesc. Haideți mai departe. Haideți, am ajuns la un domn. Cum te numești? Marius Ostroveanu. Da, Marius. La ce școală ești și ce clasă? Școala 4, clasa 2. Și ce învățătoare ai? Iulia Vasile. Fotbalul îți place? Te-ai uitat la fotbal, la campionatul european din Franța? Da. Dar ce sporturi îți plac? Basketul, dar asta și fotbalul. Bine, mulțumim. Mai departe, un alt domn. Cum te numești? Mihnea Mihalea. Mihnea, tu ce clasă ești? A doua. Unde ești? La ce școală? La școala 4. Ce învățătoare? Iulia Vasile. Tu te uiți la fotbal? Da. Da? Bine, Mihnea, să mergem mai departe. Iată, aici o domnișoară care citește, văd, ești clasa 1, ce clasă ești? În clasa 1. La ce școală ești? Școala 1. Pe cine ai învățătoare? Veronica Duțan. Mulțumesc, haideți mai departe, o altă domnișoară care citește, tot clasa 1? Da, a doua. A doua, și cum te numești? Copoia Andreea Beatriz. Da, și ce clasă ești? Clasa 2 ești tu, la ce școală? La numărul 4. Pe ce învățătoare ai? Iulia Vasile. Bun, tu te uiți la fotbal, nu cred. Uneori. Bine, să mergem mai departe la un alt domn. Cum te numești? Robert. Cum? Robert. Și mai cum Robert? La Gofață. Ce clasă ești, Robert? A doua. La ce școală? Numărul 1. Ce învățătoare ai acolo? Steața Gofață. Mulțumesc, Robert. Hai să mergem și la Iza. Iza, care este numele tău complet? Izabel. Și mai cum? Udrescu. Udrescu, tu ce clasă ești? Pregătitoare. Și pe la școala 7, nu? Da. Pe cine ai învățătoare? Pe doamna Lidia Apostol. Bine, mulțumesc, Iza. Hai să mergem mai departe la un domn cu emoții. Că așa mi-a spus că are foarte multe emoții. Mai ai emoții? Ți-au trecut emoțiile? Hai. Da. Ți-au trecut? Sau nu ți-au trecut? Fii sincer. Nu mi-au trecut. Nu ți-au trecut. Bun, nu e nicio problemă. Cum te numești? David Dubru, Alexandru. Și ce clasă ești? Am uitat. Ești clasa 0 sau e la grădiniță? Da, păi e mai mic, domne, asta e problema. Hai să mergem mai departe. La toamnă mă duc la școală. Unde te duci? La ce școală? Păi am uitat. Băi, nicio problemă, las că ți-am amintit. La pregătitoare, normal. Haide, cum te numești, domne? Pe mine mă cheamă Cezar, Marian Badă. Tu ce clasă ești, Cezar? 0. 0. La ce școală ce dă? 4. 4. Ce învățătoare ai? Mihaela Vișan. Bun. Mulțumesc. Hai să mergem mai departe. Un alt domn. Cum te numești? Cristi. Cristi și mai cum? Profesorul Cristian Albert. Și ce clasă ești, Cristian? Clasa 0. La ce școală, Cristi? La școala 7. Mulțumesc, Cristi. Ce învățătoare ai? Am uitat. Nici o problemă, o să ne amintim emoții, nu? Ai emoții și tu? Nu. Nu, foarte bine. Tu cum te numești? Liviu Oprea Gabriel. Gabriel, tu ce clasă ești? 0. 0, văd că ești îmbrăcat în galben acum, în mod special. Da, da? Pe cine ai învățătoare, Gabriel? Mihaela Vișan. Mulțumesc, mulțumesc, Gabriel. Ia, e cu tine în clasă? Și Mihnea Andreea cu mine. Excelent atunci. Haide, poate doriți să prezentați, eu știu, să spuneți o poezioară, să cântați o poezie, un cântec. Cine dorește? Păi chiar toată. Atat, numai o clipă, să o luăm așa, să ascultăm pe doamna ce spune doamna învățătoare. Spune pe rând, începem cu cei mici. Cum o cheamă pe doamna mea învățătoare? Domnișoara Alina. Gata, mulțumesc, bine, bravo, bine că te-ai amintit. Bravo, excelent. Pe tine să-ți faci viața, pentru că ești mai mic. Da, da. Haide, pe cine? La cine să? Domnul Cezar, ce ne-ai pregătit, domnul Cezar? Cosmonautul. Cosmonautul? Ce este, un cântecel sau o poezie?
Poezie sau nu, nu știu. Hai să auzim și pe urmă. Cosmonautul dintr-o veche trotinetă, singur mi-am făcut rachet, cu elice și motor și sunt pregătit de zbor. Ori pe scările de lemn și bunica îmi face semn. Hai mama, ai mers pe lună? Nu merg mai că sunt bătrân, dar de-o fie să arunc pe lună. Spune lunii să mă dea 20 de ani mai mult să te văd, cosmonaut. Bravo! Bravo, hai să-l aplaudăm așa, bravo! Excelent, hai să mergem la... Haideți să mergem, doamna stabilește care e următorul. Tot pe cei mici să-i întrebăm, ca să nu se supere. Da. Cezar a fost... David, știi o poezie? Nu. Ai dat? O știu pe aia de la Sembare. Care e? Pe aia de la Sembare, sau... Păi e una pentru școală. Chiar da, hai să... Ca să ne uităm mâine la ea, da? Bine. Un ghiozdan plin de speranțe și vis, pe care încetul cu încetul vom așterne tot alfabetul. Și mai apoi gândurile așezate în rândul. Și apoi cum le-a... Da, am uitat. Bravo, aplauze! Mai elea! Da, l-am uitat. Nu, păi se mai întâmplă. Nu, amintiri n-are decât clipa de acum. Mai departe. Cristi, știi o poezie? Cristi, da. Vrei? Da. El este la clubul de fotbal. Păi văd că este... Cristi Cocoru este înscris la clubul Viitorul și în fiecare săptămână, de două ori pe săptămână, merge acolo, practică fotbalul. Unde? La Viitorul unde? La Viitorul Giurgiu. Este un club unde merg foarte mulți copii de vârstă școlară. Haide, Cristi, vrei să spui o poezie? Merge așa cu sportul și cu literatura. Da. Vrei să spui? Vrei să spui? Da. Poftim. Eu sunt prâslea cel voinic. Nu, sunt fecior de împărat și-am venit de la palat. Nu-s prea mare, nici prea mic, dar sunt prâslea cel voinic. Mărul eu l-am apărat și cu smeii m-am luptat. Hai, domniță, să servești, mere aurii domnești. Și de mi-a cors mâna ta, vom trăi alăturea. Asta e. Vreau să zic că asta e cântecul lui de la Sărbare. O să dea lovitura cu cântecul ăsta, sunt sigur. Haideți să mergem mai departe. Mai aici un poezie. Cum? Ce poezie vrei, Maria, să reciți? Maria. Păi sunteți împreună? Da. Păi ar trebui să... Dar până atunci nu vrei să reciți altceva? O poezie despre ecuson? Nu? Că toți suntem obligați să purtăm ecusoane, nu? Și elevii, și profesorii, și da? Poftim. Ți-am luat un ecuson, cel mai ginga și mai trist. E barat cu bulion și în triunghiul de deasupra are un mel cu crucifix care ține pe un corn patru fluturi ce-și beau supa cu cravatele la fix, iar în cel de dedesubt, lângă un domn cu portocală, două râme pentru subt în clipe de plictiseală. Bravo, Maria, să aplaudăm pe Maria! Vreau să... Versurile aparțin lui Emil Burmaru. Doamna, unde mergem? Să continuăm așa, pe latura aceea. Vă și poliția. Da, nicio problemă. Gata, la toți. La toți o să venim, da? Bun, ia să auzim. Ce vrei să ne spui? Să norase păsărele. Da? Cine a scris poezia? Nu mai știu cine. Dar vreau să spun și cu Mihnea și cu Andreea. Haide, și cu Maria. Treceți în spatele lor. Stați voi aici, ele în spate. Hai, repede. Maria în spatele lor, voi în picioare, da? Sunt noroase păsărele de la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar zvoarele suspină pe când codru negru trace, tot și florile în grădină dorm în pace. Trecele da pe ape, între trestii să se culce, în cingerii aproape, în omul dulce.
pe cea nopții feriesc, să-mi ridică mândra lună, totu-i vis și armonie, noapte bună! Bravo! Felicitări! Cine a scris poezia? Mihai, v-ați amintit? Da, Mihai Eminescu. Haide, bravo, bravo, felicitări! Haide să mergem mai departe, domnișoara Anie. Nu, nu vrei să... De ce nu vrei? Ai emoții? Cântă. Poți să ne cânti un cântec mai târziu? Da, mai târziu. Bine, hai că de-abia așteptăm să te ascultăm, da? Da. Bine. Hai mai departe. Iza, ce vrei să spui, Iza? Da, Iza, ce vrei să spui, Iza? Vrei să spuneți amândouă? Ce vreți să faceți? Să spunem. Păi, haide, hai să vă aud. Hai, nu, vino, vino aici, vino înapoi, vino înapoi. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se adună, se ascunde răurele, noapte bună, doar izvoarele suspină, pe corpul negru tace, și florile grădină dorm în pace. Recele băda pe ape, între trezii să se fie îngerii aproape, somnul dulce, la nopții ferie, se ridică mândra lună, ori vis și armonie, noapte bună. Bravo, bravo, felicitări! Haide mai departe, vrei să ne spui ceva? Ce vrei să ne spui? Poezie. Ce poezie? Vine vara. Vine vara, excelent, chiar se și potrivește. Vine vara, bine-mi pare, vara eu voi crește mare și aștept toamna ce vine cu încredere în mine. Foarte frumos, bravo, excelent. Bravo. Foarte frumos. Bravo. Am mai departe. Cum? Nu știu, să recităm toți. Nu, nu, dar cine vrea, dacă vrei să spui ceva, dar... Nu. Foarte bine, nicio problemă, mai departe. Cine dorește? Da, da, nicio problemă. Altcineva? Cine mai dorește să mai recite? Poftim? Și eu. Bun, bun. Ce vrei să ne reciți, domnișoara? O poezie. Da. Hai să... Ce poezie? Hai, spune-o. Eu sunt bă, buburuză, bine ascunsă între bujori, bazbândoacă și ursuză, bajoc gâza printre flori. Foarte frumos. Bravo. Sună... Altcineva, cine vrea să mai recite, să cânte sau... Tu? Nu vrei să ne spui nimic? Nu. Nu? Nu? De ce? Sincer. Ai emoții? Da, nu-i nimic. Lasă că o să treacă emoțiile. Altcineva? Tu? Am spus-o cu mine și cu Marius. Vrei să mai spui ceva? Nu. Nu? Hai să întrebăm pe cineva. Ia spune-mi tu. Tu ești la grădiniță, nu? Ia zi, ce este dincolo de Dunăre? Ce țară este? Dacă trece Dunăre. Ce țară este? Bulgaria este, nu? Ai fost vreodată în Bulgaria? Eu am fost. Ai fost? Și ți-a plăcut? Eu n-am fost în Bulgaria. Hai, o să mergi, nicio problemă. Eu am fost la plajă. Unde ai fost la plajă? Păi, am fost în Franța la plajă. În Franța și aici la Dunăre nu ai mers? Nu. Nu, păi se pare că nici nu e plajă. Bine, se pare că am mers de multe ori. Mm-hmm. Bravo. Hai mai departe. Numai puțin, ia să întrebăm pe domnișoara. Ia spune, Maria, ce se află dincolo de Dunăre? Dacă trecem Dunărea, unde ești? Unde mai? Ce țară este aici lângă noi? Bulgaria. Deci dacă trecem de Bulgaria, dincolo de Bulgaria ce e? Franța. Și dincolo de Franța? Vin. Hai. Ce țară? Nu știu. Nu-i nicio problemă. Mai dorește cineva să pună vreo poezioară? Ce poftim? Uite, vezi, îmi cer scuze că te-am omis. Ce vrei să ne spui? O poezie, ceva? Nu, nu știu. Aia nu știi. Știi, nu? Îți place fotbal, am înțeles, nu? După tricou, da? Da. Ai uitat la meciul echipei naționale de fotbal?
Da? L-ai văzut și pe ăla de seară cu Elveția? Da. România da? Cu Elveția și a fost egalitate. 1-1. Da. Ți-a plăcut cum am jucat? Da? Bine, mulțumesc. Avem și o domnișoară care va cânta. Cum te numești? Tea. Și ce vei cânta, Tea? Cântă Cucu. Ca o să auzim Tea. Succes! Mulțumesc! Cântă cucui, bată-l vină, de răsună în Bucovina. Cântă cucui, bată-l vină, de răsună în Bucovina. Cântă cucui, într-un brăduț, de răsună în Cernăuț, mă. Rar, nu lăsa straja să piară, măi. Mânțelor cu cresta rară, nu lăsa straja să piară, măi. Că te piară straja voastră, va pieri și țara noastră. Și țara noastră, măi. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi. A fost ușă altă țară, dar se-ntorc la primăvară, măi. Și-napoi cu ori veni, tot pe tine te-or iubi, măi. Altă țară, dar se-ntorc la primăvară, măi. Și-napoi că ori veni, tot pe tine te-or iubi, măi. Ne aflăm într-o altă sală de curs, la Top Kinder Space. Despre ce este vorba și am să vă rog să vă și prezentați. Bună ziua, mă numesc Bravete Stelian, sunt coordonatorul opționalelor de șah, informatică și matematică. În anul școlar 2015-2016 am organizat și desfășurat cursurile de șah și cursurile de informatică, ambele cursuri cu o frecvență săptămânală. Cursul de informatică s-a desfășurat în zilele de luni și marți, iar cursul de șah în ziua de joi. Cursul de șah a fost structurat în special pe următoarele probleme. Fiind un curs de inițiere în șah, a fost structurat astfel. Cunoașterea regulilor generale privind jocul de șah și privind inclusiv competițiile de șah, apoi cunoașterea tablei de șah cu denumirea pieselor, modul de așezare a pieselor. S-a continuat apoi cu cunoașterea în parte a fiecărei piese, a modalității de mutare, modalității de capturare și inclusiv a date despre puterea fiecărei piese din șah. Apoi s-a continuat cu mutările speciale din șah,
și finalizând cu procedee tactice din jocul de șah. După ce s-au însușit aceste cunoștințe, deci un minim necesar de cunoștințe privind jocul de șah, orele au fost structurate în modul următor. O jumătate de oră, aproximativ o jumătate de oră, rezolvarea de diagrame, discutarea lor și înțelegerea lor, după care s-a continuat cu jocul de șah, de fapt partide de șah, în care s-a urmărit respectarea, aplicarea tuturor procedeelor tactice învățate. Eu sper ca într-un timp așa de 10 ani cu toții să ajungă experți în domeniul șahului. Asta cu 10 ani vine de la Polgar, de la tatăl surorilor Polgar, care a constatat, au început să joace șah cu cele două surori de la o vârstă fragedă și după 10 ani de zile au ajuns campioane, mari campioane, mă rog. Și eu sper, rezultatele nu apar imediat, chiar de nu toți dintre ei, dar o parte dintre ei, să descoperim și viitorii campioni, deci la șah, având în vedere că din acest an s-au introdus, începând cu clasa 5-a, s-au introdus și olimpiadele de șah la care pot participa. Și șahul este considerat un sport al minții și contribuie deci la creșterea sau sporirea, ajută la psihic, la dezvoltarea psihicului, la memoriei, inteligenței, memorie, creativității. Da, și un studiu realizat în afara țării a dus la concluzia că ajută și în îmbunătățirea performanțelor școlare. S-au făcut un studiu pe clase care nu avea un program ca materie obligatorie șahul și clase la care s-a introdus ca materie obligatorie. Și diferențele, deci erau destul de semnificative, s-a ajuns chiar la un procent de 25% rezultate mai bune la clasele care aveau în programă și șahul. Au fost discuții și la noi de introducere ca opțional. Sunt județe unde se desfășoară ca opțional șahul în școli. Sperăm că se va ajunge să fie, chiar dacă nu ca disciplină în școli, dar opțional, pentru că este un câștig pentru copii și oferă și altceva, o alternativă la jocuri pe calculator. Și în cadrul cursurilor de astăzi vom continua cu procedeele tactice și anume un procedeu tactic cunoscut sub denumirea de legătura sau legarea piesei. Acest procedeu este foarte des întâlnit și să încercăm să înțelegem ce presupune sau în ce constă acest procedeu. O să avem și două diagrame, deci diagrama A și diagrama B, deci unde o să discutăm, să observăm care e diferența între diagrama A și diagrama B. Dar să stabilim și să clarificăm în ce constă procedeul de legătură sau legarea piesei. Deci este un procedeu tactic prin care o piesă este interpusă între rege și o piesă a adversarului care poate ataca regele prin șah. Pe înțelesul vostru, sau să înțelegeți mai bine, deci e o piesă care este așezată între rege și o piesă a adversarului care poate ataca regele prin șah. Și acum să vedem de unde provine termenul ăsta de legătură sau legarea piesei. Deci piesa respectivă, practic, este o piesă legată, nu o putem folosi. De ce? Dacă am încercat să mutăm piesa respectivă, regele rămâne în șah. Și atunci piesa respectivă o avem pe tabla de șah, dar nu putem să ne folosim de ea. Pentru a exemplifica acest lucru, haideți să privim cele două diagrame. În diagrama D nu avem legătură, în diagrama B avem legătură. Negru, deci în ambele diagrame, deci negru a mutat calul la E2, da? Observăm că mutând calul la E2, deci calul amenință regele alb, da? Regele alb se află în șah, corect.
Corect, Cristi, da? Bun, să vedem. Urmează albul la mutare. Ce posibilități are albul? Numai puțin. Deci, albul poate veni cu regina și captura calul negru, da? Am capturat calul negru și jocul poate decurge mai departe fără absolut nicio problemă, da? Să vedeți cât de important e procedeul tactic legătura. În zona B observăm. Care e diferența între cele două diagrame? Zic. Regina. Corect. Da, ia loc. Deci diferența este regina jucătorului cu piesele negre care se află pe câmpul B6, da? Da. Să analizăm și aici ce se întâmplă. Negru a mutat calul la E2 și a amenințat regele alb, da? Cu șac și putem să zicem și șac și mat, da? De ce? Să vedem, mai poate albul să reacționeze la fel ca la diagrama A? Deci albul ar avea posibilitatea să vină cu regina sau cu dama după F2 să captureze calul, da? Dar de ce nu poate să facă lucrul ăsta? Numai puțin. Deci explicăm, o să avem și alte diagrame la care participați și răspundeți voi. Deci dacă albul ar veni cu dama și ar captura calul de la E3, de la corect, ar rămâne în șac de la regină. Da? Deci regina albului este legată. Deci exact procedeul legătura piesei. Da? Deci avem regina, dar nu ne putem folosi de ea. Da? Da. Bun. Foarte pe scurt așa, un răspuns aș dori. Ce se întâmplă aici? Acum este vorba despre un alt curs, nu? Da, deci tot în cadrul opționalelor este vorba și despre cursul de informatică. În acest an, la cursul de informatică, am pus accentul în special pe cunoașterea aplicației Microsoft Office și în special pe partea de ori și pe partea de prezentări. În vederea deprinderii unui minim de cunoștințe necesare în procesul de învățământ, în special pentru cei care urmează cursul, să fie în măsură să realizeze anumite materiale pentru portofoliile de la disciplinele școlare de la școală. Am înțeles și utilitatea cursului de șac și utilitatea cursului de informatică. Mai greu cred că este totuși cu cursul de matematică. Deci toate au legătura și cursul de matematică. Da, deci practic informatica se împletește și cu matematica și cu șacul. Am observat chiar la evaluările naționale de la clasele 1-4 din anii trecuți, aproape în fiecare variantă de evaluare a fost cuprinsă și cu la testul de matematică și cu o întrebare care avea legătură cu șacul. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Vă urez foarte mult succes. Doamne ajută să fie totul. Mulțumim la fel. Mulțumim la fel. Hai, după atâtea cursuri, hai să vedem ce se întâmplă aici, despre ce este vorba. Poftă bună, copii. Asta este o gustare de la ora 4. De la ora 4, da. Copii. Spune. Copiii, după ce termină lecțiile, au această gustare la ora 4 și după aceea avem activitățile recreative. Să prindem puțină putere, nu? Da. După lecții. Da. Mulțumesc foarte mult. Da. Poftă bună, copii. Mulțumim! Și la revedere! Ne revedem săptămâna viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. De fapt, și emisiunea viitoare se va desfășura tot în această locație, de data aceasta cu elevii de la grădinița existența aici la Top Kinder Space. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem vinerea viitoare.